Selecționerul Serghei Kleshchenko l-a convocat de urgență la echipa națională pe Corneliu Cotogoi. El evoluează în prezent pentru formația Schellenberg, care joacă în Liga a doua valorică din România. În vârstă de 23 de ani, Corneliu Cotogoi a jucat pentru Petrocub Hâncești în perioada 2021-2024, iar din luna septembrie evoluează pentru CSC 1599 Schellenberg. După 11 etape disputate, gruparea mijlocașului moldovan ocupă locul 17 în Liga a doua valorică din România. Corneliu Cotogoi a debutat la echipa națională la vârsta de 19 ani și a susținut până acum 5 partide pentru Moldova. Cotogoi a fost convocat pentru meciurile cu Andorra și Gibraltar. Tricolorii vor întâlni în deplasare Andorra pe 16 noiembrie în Liga Națiunilor, iar 3 zile mai târziu vor disputa un meci amical cu Gibraltarul. Lotul național al Moldovei va intra în cantonament pe 11 noiembrie la Vadul lui Vodă.